de lumină. Ce e? Știu eu. Platforme și pe ele sunt containere uriașe tractate de camioane grele. Ce ar putea să fie în ele? Nu știu, n-am văzut în viața mea așa ceva. Priviți urmele, sunt adânci, mai adânci decât cele lăsate de camioane. Și aici șirul acesta de teo răsturnate. Ceva trebuie să fie de vreme ce nemții le apără cu antiaeriană. Domnule capitan, te rog să pregătești urgent un raport către marele stat major. Acum 3 zile în Slovacia, un avion de al nostru a pătruns într-o zonă a nemților considerată de noi ca neinteresantă din punct de vedere strategic. Avionul a fost atacat de aviația hitleristă și s-a prăbușit între liniile frontului. Unitatea noastră a recuperat aparatul foto al observatorului. Aveți fotografiile. Echipajul ce spune? Echipajul este mort. Ar putea fi vorba de rampe de rachete? Despre rachetele V-1 și V-2 în Tatra nu se poate vorbi. Asta cere timp și lucrări de amploare. De altfel, dimensiunile platformelor de aici nu corespund cu platformele pe care le-au folosit nemții în Olanda. Permiteți? Vă rog. Priviți. O cale ferată camuflată cu frunze și zăpadă. O rampă de încărcare. Aici unde vedeți stâncile sunt niște peșteri imense. Ce pot avea nemții în peșteri? Trebuie să aflăm ce. Mai exact, ce transportă și mai ales când. Propun cu orice risc bombardarea lor. Un bombardament asupra peșterilor este inutil. Dacă merită, putem interveni eficace numai în timpul evacuării. Domnule colonel, deși până acum au căzut 4 patrule, trebuie să mai încercăm. Un om de la secția a doua să facă o incursiune acolo și cât se poate de repede. Abia după ce vom ști exact, vom începe ofensiva. Succes, domnule capitan. Și nu uita, n-avem nevoie de eroi, ci de date. Intră! Am onoarea, domnule general. Sunt capitanul Stoian. Am primit ordin să fiu la dispoziția dumneavoastră. Dumneata, ai mai fost pe front? Am mai fost. Cu ce fel de misiuni? Fel de fel. Da. La noi vei primi o misiune mai dificilă. Dar sper să se încadreze în ceea ce dumneata ai denumit fel de fel. Și eu sper. Va trebui să pătrunzi în spatele frontului german. O zonă pe care noi am denumit-o a peșterilor. Domnul colonel îți va da toate detaliile. Succes!
Domnule general, nu credeți că ar fi fost mai nimerit un ofițer de front, nu un capitan de ață? Din cei patru pe care am trimis noi, nu s-a întors niciunul. Credeți că ăsta o să reușească? Datoria noastră este să încercăm. Cunoști mâna? Da. N-a fost un dat prea hotărât. Dincolo de linia frontului sunt două divizii din Bavaria. Bayerisch, mă descurc bine. La facultate am studiat germana. După război vreau să studiez limbile romanice. Ești optimist, capitane? Atât de puține șanse am? Ca să fiu foarte sincer, eu nu văd niciuna. Dar datoria mea nu este să-mi spun părerea, ci să vă instruiesc. Ai citit materialul informativ? Da. Și? Aș avea nevoie de un transmisionist. L-am și pregătit. S-a prezentat voluntar. E bălaț. Cum ai spus că te cheamă? Ion Ion. Și care e numele de familie? Primul. Cum îți spune acasă? Tata îmi spune Ionuț, mama Ionică, nevastă mea Ionel. Iar cei din orchestră îmi spun Neajan. Neajan? Ai fost cel mai bătrân în orchestră. Nu vă prezi la muzică, domnule capitan. În orchestră când ești cel mai bun, ți se spune Nea. Și o să Nea. Nea. Țambal? Pardon? Pian și trompetă. Am auzit că te-ai prezentat voluntar pentru misiunea asta. Da. De ce? Oricum tot pe mine mă luați. De ce crezi asta? Pentru că sunt Nea și în transmisie. Transmit 130 de semne pe minut și recepționez 150. De sunt Nea. Ia auzi. Da. Bateți binișor. Am înțeles mesajul dumneavoastră. M-ați întrebat dacă știu nemțește. Știu. De unde? Din Făgăraș. Acolo, dacă nu știi nemțește, nu te cheamă la nunți. Că știți puțin. Știi să te cațări pe munți? Păi cum? Mai sunt 6 transmisioniști, dar sunt în Bărăgan. Oricum, tot pe mine mă alegeați. Nu. Ai un defect. Mie îmi place peștele. Nu înțeleg. Peștele e mut. Am trecut să trăiți. De ce stai muntele? Aici, în cele două părți, bănuiesc niște trecători. Au dispărut cele 4 patrule. Exact. Deci, prin trecători nu se poate trece, e moarte sigură. Din păcate, aceste două văi sunt singurele posibilități de pătrundere. Parașuta? Imposibil, apărarea anteriană este foarte puternică. Deci nu-mi rămâne decât să trec peste munte. Este inaccesibil. Are pereți aproape verticale. În alpinism are și o denumire specială. Muscă. Exact, vă pricepeți la alpinism. Mă descurc. Există și o călăuză prin apropiere care cunoaște fiecare piatră, dar nu cred că o să se încumete la o asemenea misiune. Ne-a ajutat și ca traducător. Știe românește? Știe. Da. Aș vrea să mai vorbesc cu transmisionistul. Sergent Ion. Oamenii se caută pe sus, nu pe jos. Domnule capitan, eu cântam la nunți. De obicei, clienții mei cădeau sub masă. Acolo trebuia să-i caut. Vă nu ești de ce te-am chemat? Măi, Jeane, tu nu ești prost. Nu sunt, domnule capitan, și să știți că mă bucur că m-ați chemat. Și eu, când aveam câte o treabă importantă, cu o seară mai înainte cântam. Stai. Mulțumesc.
Ce? Ăla nu-mi place. Nici acasă n-am ceas. Și când aveam, stăteam noaptea și-l ascultam. La fiecare tic simțeam cum se duce ceva din viață. Urma pe urmă un tac, iar se ducea ceva din viață. De ce trebuie să știm asta? Mâine. Cine știe ce o să mai fie mâine? Bagă trompeta, Jeane. A fost partizan. Toată familia a fost omorâtă de nemți. Să știi că nu e prea simpatic, e cam sus. Eu n-am nevoie de o călăuză simpatică. Am nevoie de cineva care să cunoască bine regiunea. Toate poate cine. Atunci în ordine. Bună ziua, domnule colonel. De unde știi că sunt eu? După pași. Noutăți, Ianec? De unde se știe, Ianec, noutăți? Noutățile le știți dumneavoastră. Atunci îți spun una, Ianec. Domnul capitan vrea să treacă linia frontului. Să se ducă, domnule colonel. Noi am venit să te rugăm să-l ajuți. Nu pot să-l ajut, domnule colonel. Ianec nu se teme de moarte, dar nu vrea să moară prostește. Prin trecător nu se poate trece. Asta e și părerea mea. Atunci pe unde? Peste munte, Pieptiș. Ai văzut muntele? Nu. Atunci mai bine rămâneai acasă. Asta nu e munte. E zid. Nu l-a escaladat nimeni până acum? Ba da, un alpinist elvețian, acum 10 ani. El și cu mine. Ți-ar fi greu să încerci a doua oară? Ar fi imposibil. De ce? Am îmbătrânit, domnule colonel. Ți-e frică? Am fost partizan. Ai fost? A lipsit mult să-mi rupeți brațul, domnule capitan. M-am răzgândit. Pe dumneavoastră vă însoțesc. Mă numesc Stoian. Ianec. Misiunea mea va fi îndeplinită. Bine, Ianec. Iată despre ce este vorba. Eu în omul ăsta nu am încredere. De ce? Nu știu, un om care nu zâmbește are ceva pe suflet. Sunt oameni care chiar râd și tot au ceva pe suflet. Domnule capitan, mie omul ăsta nu-mi place. Se uită la dumneavoastră de parcă ar vrea să vă taie beregata. Mă respectă. Slavă Domnului că pe mine nu mă respectă. Deci? Ăsta iar a ales drumul cel mai greu. De ce? El știe.
Ianec, de ce nu o luăm pe acolo? Vedeți pietrele alea? Da, ce-i cu ele? Câmp minat. Mergeți cu grijă pe urmele mele. Până la munte e minat tot. Băi, acum de ce mergem pe aici? Că nu văd niciun semn. Ca să nu lăsăm noi semne. Se strică vremea. Da, începe dispo. Pistoanele elvețianului sunt la mijlocul muntelui. Sper să le găsim ușor. Hai, haideți! Și dacă sunt nemții în defileu? Lăsați-i în seama mea. Am eu o răfuială veche cu nemții. Hai! Ianec nu rămâne niciodată dator. Cine scapă, merge mai departe. Pitoanele elvețianului sunt acolo. Sper să nu lipsească niciunul.
alpinist, vă felicit. Ca ofițer al Wehrmachtului vă iau prizonier. O să vă convingeți că nici noi n-am urcat mai ușor. Otto! Ia-i! Priviți! Azi, la ora 4 și 10, am capturat o patrulă românească, la cota 2200. Unde? La cota 2200. Au escaladat versantul sudic al masivului, cu două ranițe având peste 20 de kilograme fiecare. E o performanță, trebuie să recunoașteți. Voiau să instaleze un post de observație. Aveau și un emițător. Unde sunt prizonierii? La corpul de bază. E interogat? Da. Ai aflat date care să ne privească pe noi? Nu. Predă-i ofițerul SS. Așa avem dispozițiuni. Am înțeles, domnule major. Și credeți că ne împușcă? Nu cred. Nu știu. Îmi plăcea mai mult prima parte a răspunsului. Ia uite! Hai, Hitler! Hai! Cum ăștia sunt? Da. Ăsta a urcat muntele. Walter, du prizonierii la camion. Executați. Nu înainte de a afla ce cu ei. Morții nu ne pot furniza date. În orice caz, von Stock vă felicită pentru captură. Hai! Ce scop ați trecut linia frontului? E un interogatoriu sau vă interesează personal? Dacă nu vorbiți acum, nu o să mai vorbiți niciodată. Știm. Walter! Nimic. Cum nimic? Cum nimic? Dacă nu răspunzi la întrebări, te împușc. De ce ați trecut linia frontului? Ce-am făcut? Am trecut linia frontului?
Doamne, nu știu nimic, domnule ofițer. Vă rog să mă credeți și pe mine. Am făcut pariu pe 100 de țigări că pot escalada versantul. Asta e ceea ce știu. Domnule ofițer, aveți ceva cu mine? De ce ați trecut linia frontului? Nu știu nimic. Eu sunt soldat, muzicant. Nu știu nimic. În curând o să spuneți și ce nu știți. Nu sunt grozavi. Noi, germanii, suntem înclinați să judecăm oamenii după câte un rezultat sportiv. Pe mine însă, o performanță nu mă înduioșează. Îmi dă de gândit. La ce gândești, dumneata, Helmut? Am convingerea că nu sunt numai observator de front. De ce ne-au instalat până acum? De ce? Simplu. Românii n-aveau în zonă oameni capabili să escaladeze cota. Avionul lor a reperat totuși ceva. Abia după asta au adus specialiști care să se infiltreze până aici. Prizonierii nu voiau să rămână pe munte. Voiau să-l treacă. Observația dumitale, Helmut, mi se pare foarte interesantă. Nu vă dă de bănuit că până acum n-au bombardat deloc? Trebuie să aflăm imediat ce și cât știu. Îți dai seama, sper că asta e foarte important pentru noi. Îmi permiteți să-l iau interogatoriul? Desigur. Procedez cu tact. Cum decurge evacuarea? Conform ordinului. Întreaga instalație a fost demontată și ambalată. Transportăm acum la rampă ultimele lăzi. Trenul? Sosește când se întunecă. Să deplasez la rampă întregul efectiv. Nu rămânești decât paza strict necesară. Prizonierii... M-am gândit să-i adăpostim în garaj. De acolo nu pot evada. Dar nu împreună. Oricum vor fi împreună la Schönenfeld. Asta ce mai e? Așa au botezat băieții cimitirul. Heil! Heil!
Luați loc. Nu, mulțumesc. Prefer să stau în picioare. Astea ce sunt? Efecte personale. Și asta? Și asta. Cu ce scop ați venit aici? N-am venit noi, voi ne-ați adus. Cu ce scop ați urcat pe cotă? Am vrut să vedem peisajul de sus. Cu aparat de radioemisie? Nu v-ați gândit că e riscant? Nu, la asta nu ne-am gândit. Sunt un alpinist pasionat și... Ce grad aveți? Soldat. Știu că ați venit aici cu o misiune precisă. O misiune de spionaj în spatele frontului. Nu. Bănuiam că sunteți încăpățânat. Vă voi acorda un scurt timp de gândire. Sper să vă revizuiți atitudinea și să răspundeți corect la întrebările mele. Să discutăm ca între ofițeri. E în interesul dumneavoastră. Viața nu se poate cumpăra decât cu cuvinte. A cumpăra viața cu cuvinte în România înseamnă trădare. Folosiți vorbe mari. Viața e mult mai simplă. Nu am nici calitatea, nu e nici locul să vă contrazic. Nu, nu obișnuiesc să beau. Sunt alpinist. Ion Ion. Gradul? Soldat. Ai studii superioare? Studii mix. Pian, trompetă, după ureche. Vino. Cântă. Cântă! Am spus! Fa diez ați luat. S-ar putea să ai noroc. Sunt un mare iubitor de muzică. Aș putea face ceva pentru tine. Comandantul nostru are un medic englez și un farmacist danez. De ce n-aș avea și eu un muzicant român? Te-ai putea bucura de condiții deosebite. Ce zici? Dacă pe cântate, lăsați pe mine, domnule ofițer. Pentru asta trebuie să am încredere totală în sinceritatea dumitale. N-ai voie să mă minți niciodată. Niciodată. Ce grad are camaradul cu care ai venit? Soldat. El spune că e ofițer. Minte! Tu minți! Ferita Sfântul, ce interes aș avea? Eu n-am mințit niciodată. Eu vă spun adevărul. Eu cu pianul, cu trompeta, cu... Vreți să vă... Ascultă! Vă cânt! Dacă mai continui să-ți bagi joc de mine, mă supăr. Și dacă mă supăr, nu mai cânți niciodată.
Te întreb pentru ultima oară, ce grad are? Soldat, dar dacă vă face plăcere pot să spun că general. Eu vreau să trăiesc, domnule ofițer. Ați spus să vă spun adevărul, vi-l spun. E soldat ca și mine. Zici că vrei să trăiești? Da. Știi ce preț are asta? Știu, trebuie să vorbesc. Eu vorbesc, domnule ofițer. Ce se știe la comandamentul român despre ceea ce se întâmplă aici? Vă rog să-mi puneți întrebări mai ușoare. De unde să știu eu ce dracu e în capul comandanților? Întrebați-mă ceea ce știu. Ce se mănâncă la popotă dacă ni se dă țigări? A, știți, ni s-a redus rația la rom. Român nu. Ascultă, tu ori faci pe prostul, ori ești prost cu adevărat. Ești transmisionist? Da. Cunoști codul? Știți, codurile pe front în linia întâi se schimbă din două în două zile. Dumneavoastră sunteți în linia întâi. Atunci ai să transmiți fără cod. Pregătește instalația. Soldat? La prima abatere de la acest text, vei fi împușcat. Știu. Transmite. Front obișnuit. Acalmie. Dușmanul se pregătește de retragere. Nu sunt concentrări de trupe. Uitați ce transmis. Am căzut prizonier, trimiteți alții. Îl trimiteți la Schönenberg. Timpul dumneavoastră a trecut. N-am nimic de adăugat. Domnule ofițer, vă pândește o mare primejdie. Vă sfătuiesc deci să fiți rezonabil. Altfel nu vă voi putea ușura situația. Sunt soldat, v-am mai spus. În plus sunt prizonier și cer să fiu tratat ca atare. Camaradul dumneavoastră a mărturisit tot. Mi-a spus că sunteți ofițer și că ați venit aici cu o misiune specială. Pentru noi sunteți un simplu spion. Vă putem pune la zid. Vă ofer totuși o posibilitate să vă salvați viața. Cum vreți să inventez o misiune specială? Nu v-aș sfătui. Chiar dacă aș vrea să o fac, n-aș putea. M-aș prinde imediat. N-am fantezie. Vino. Uitați că avem destul de multe metode să punem în mișcare limbile oamenilor. Nu vreau să le folosesc. Sub teroare oamenii inventează orice. V-am mai spus și vă mai spun o dată. Am fost doi observatori de front. Ne-am urcat acolo ca să observăm în adâncime pozițiile voastre. Asta e tot. Da, ne pierdem vremea cu el. Ar fi mai bine să-l împușcăm. Spui că celălalt a încercat să transmită. Deci, ipoteza dumitale în legătură cu misiunea lor specială a fost confirmată. Asta înseamnă că românii bănuiesc ce este aici. Ne putem aștepta la surprize mari. N-aș vrea ca mâine în zori, în timpul plecării trenului, să ne trezim într-o ambuscadă. După cât cunosc eu oamenii, acesta nu va vorbi niciodată. Trebuie să găsim altceva. Mută-l în baracă cu doctorul. Stai. Trimite-l pe doctor la mine. Vreau să-i vorbesc.
Patul ăla e al doctorului. Și unde dorm? Nu știu. Nu e bine ce faci. Nu te sfătuiesc să-l superi pe doctor. Singura întrebare. Cu ce treburi pe aici? Tot ca și dumneata. Prizonier. După manta par neamț. Ce ești? Danez. Ascultă, recunosc că te-am avertizat că patul ăla e al doctorului. Da, și ce-i cu asta? Nimic. Noapte bună. Spune doctorul tot danez? Nu. Englez. Nu pentru mine te-am chemat. Nu. Pentru altceva. Mâine vom pleca de aici. Am bănuit după... Ți-am mai spus să nu mai bănui nimic. Vom pleca într-un loc mai liniștit. Uite de ce te-am chemat. Să-ți amintesc că mie îmi datorez totul. Bolii dumneavoastră, domnule Colonel. Poate. Dar asta n-are niciun fel de importanță. Ai un regim cum nu mai are niciun fel de prizonier de război. Ți-am lăsat și laborantul, de fapt, un idiot. Da, da, v-am îngrijit. Poate. Dumneata... Ai să supraviețuiești acest război datorită mie. Aș vrea să-mi faci și dumneata mie un serviciu. Mă stau la dispoziție. Ți-am băgat în barac un prizonier. E român, dar știe foarte bine germana. Vreau să aflu de ce a trecut linia frontului, ce știe despre tabăra noastră și, în general, ce misiune are. Sunt ofițer englez. Da, da, da. Iar românul este un aliat. Dacă viața dumitale și a laborantului dumitale merită atât, bateți de trei ori la ușa dumneavoastră. Sentinela vă va conduce aici. În noaptea asta aveți intrare liberă la mine. Până la 6 cel târziu, doctore. A, inutil să spun că la plecare mâine nu vom lua decât pe cei de care avem neapărat nevoie. Am terminat. Ăsta-i patul meu. Scuzați, sir. Larsen, ți-am adus supă caldă. Thank you.
te culci. Eu cred că n-am să dorm noaptea asta. Colonelul nu se simte prea bine. Și la 6 e plecare. Și noi? Plecăm și noi? Să sperăm. Dacă colonelul nu va avea multe bagaje. Oricum, culcă-te. Când ești prizonier? De câteva ore. Care e situația? Mai ține mult? Ce anume? Războiul. Războiul pe sfârșit. Tabără germană. Văd asta. Vreau să spun ce se petrece aici. Ce transportă și unde. Nu știu. Chiar nu știi? Eu am supraviețuit pentru că niciodată nu știam nimic. Dacă până acum nu ți-a dus o saltea, înseamnă că n-ai să stai mult cu noi. Am mai fost aici un prizonier. Un aviator rus. Și? E îngropat în fața ferestrei. Dar voi de ce n-ați murit până acum? Asta mă întreb și eu. Ocazia am avut destule. Chiar te interesează? Da. Am mai scăpat o șansă și în timpul marșului spre Tobruk. Singurul lucru care mi-a plăcut în promenada aceea a fost umbra unui tank. Ai luptat la Tobruk? Acolo am căzut prizonier. Atunci am crezut că l-am prins pe Dumnezeu din picior. Până la Alger, am mers într-o mașină. E drept că era închisă și ne simțeam ca într-o baie de aburi, dar n-a mai trebuit să mărșulim pe jos. Apă nu primeam decât o dată pe zi, seara. Era caldă și plină de viermi. Niciodată n-am crezut că o să dea norocul peste mine tocmai în Germania. Am fost repartizat într-un lagăr de elită. Știi ce asta? Nu. Un lagăr deschis controalelor Crucii Roșii Internaționale. La Frankfurt pe Main. Primeam țigări și de două ori pe săptămână șocolată. M-a venit colonelul von Stock. Cine știe unde eram dacă nu mă scotea colonelul și nu m-ar fi putat peste tot cu el. Pe Larsen l-am luat ca laborant. Câți ani ai? 35. La vârsta ta am fost numit medic principal. Credeam că am să ajung un mare specialist. Poate că și ești. Nu sunt nimic, doar prizonier. Dar de ce îmi spui toate astea? Vorbești cam mult pentru un englez. Voiai să știi cum am supraviețuit. Și-am aflat. Ești omul colonelului. Sunt medicul lui. Colonelul are încredere într-un prizonier? N-are încotro. Prizonierul e un mare specialist. Adineaori te îndoiai că ești un mare specialist. Și pe urmă un colonel german, nu găsești un specialist german? În boli tropicale mai greu. Și încă unul care să stea mereu la dispoziție. Merită să lupți la Tobruk, ca să-ți îngrijești inamicul. Bolnavii n-au uniforme. Ei nu sunt nici aliați, nici inamici. Ei sunt bolnavi și trebuie să tratați ca atare.
cam interesează ce se petrece aici. Da, sunt un tip curios. Aici curioșii mor repede. Aici mor și cei care nu sunt curioși. Crezi? Sunt convins. Când ne-au prins, eram doi. Am rămas numai eu. M-au pus să te descos. Vor să afle dacă românii știu ce se petrece aici. Ba nu am. După ce? Întâi, fiindcă prizonierii se țin izolați. Și doi, de unde știi că sunt român? Nu mi-amintesc să fi spus asta niciodată. Ia spune, pe cât ai vândut? 30 de arginți? Ești un tip prea ieftin. Te mulțumești cu o supă caldă. Dacă intram în tratative cu ei, nu ți-aș fi spus. Oricum te vor curăța. Nu cred. Mor nu valorez nimic, pe când viu au șansa să mai afle câte ceva. La ce oră spui că-i plecarea? La 6. Poate vrei să-i oprești. Da, aș vrea. Știi și ce anume evacuează? Știu. Dar tot nu-ți folosește la nimic. O secție a uzinilor Skoda. Instalații speciale pe care nemții mizează totul. Înțeleg. Asta poate să însemne milioane de morți. Asta va fi poi mâine. Mai bine gândește-te că nu mai avem de trăit decât câteva ceasuri. La 6 ne împușcă. El nu știe nimic. Și dacă mă sacrificați pe mine, scăpați amândoi? Ce vrei să faci? E o vreme superbă, vreau să ies puțin la plimbare. Ești complet nebun. Asta nu poate constata decât un medic. Am să ies. Nu cred. Hai să te convingi, am soluția. Cu un mic efort se poate ieși. Domnul doctor vrea să știe cât e ceasul. Trebuie să iau o doctorie la ora 3. Mai sunt 25 de minute până la 3. Te-ai prefăcut că dormi. Ai auzit tot. De ce n-ai avut curajul să-i spui că vreau să plec? Nu-i târziu. Am vrut să știu câte ore mai am de trăit. Mai bine dormeam. Din încăperea asta nu se poate ieși. Și nu din cauza sentinelei de la intrare, ci din cauza mea. Fără aprobarea mea nu iese nimeni. Nu vreau să-mi risc existența. Care existență? De servitor? N-ar fi trebuit să spui asta. Adineaur m-ai luat prin surprindere. Ha ha ha!
Cred că am dat prea tare, iartă-mă. Ce vrei să faci tu e nebunie. De aici nu se poate evada, o știu mai bine. Paza e mai severă decât la Reichstag. Trebuie să existe o soluție. Doar dacă vrei să mor cu tot din adinsul. Știi câți oameni mor într-o zi? În condițiile în care mă aflu, nu-i treaba mea. Nici o minune nu mai poate opri soarta războiului. Dar îl poate lungi cu o săptămână. În săptămâna asta pot muri milioane de oameni. Nu vreau să țin o lecție de patriotism. Dar dacă tu nu mai vrei să lupți pentru Anglia, îți cer să nu-mi pui mie piedici. Și ție la fel. Ești prea mic, românule. Să mai pot salva pe cei ce trebuie să moară. Mare sau mic, datoria mea e să încerc. Încearcă. Tu ce crezi? Dacă îl prind, îl împușcă sau îl spânzură? Dar tu ce crezi, Lars? De ce nu te-am împușcat încă? Din cauza colonelului și a ta. În fiecare noapte mă rog pentru sănătatea voastră. Deci pentru tine, eu și colonelul suntem tot una. Da. Pentru mine, da. Viața mea depinde de voi. Dacă și tu gândești așa, înseamnă că românul a avut dreptate. Cum adică? Am devenit unealta lui von Stock. De la astfel de supraviețuire până la trădare nu-i decât un pas. De ce e lucrurile atât de grav? Pe von Stock trebuia să-l otrăvesc. Ești medic. Acum sunt soldat. De fapt, tot timpul trebuia să fiu soldat. A venit ăsta și a nebunit și tu. Nu se poate evada pe acolo. Știam, n-ai nicio șansă. Niciuna. Și chiar dacă evadezi, n-ai să poți comunica nimic la timp. Vor trece câteva zile până să ajungi la ei tăi. Voi încerca să le comunic prin radio. Chiar dacă reușești să pui mâna pe stație de emisie a nemților, îți trebuie un cod și o lungime de undă. Am un cod și o lungime de undă. Până să stabilești legătura, te împușcă. Dincolo e cineva mereu pe recepție. Deci nu ești un oarecare. Nu sunt. La un semn al meu începe bombardarea. Un cui nu mai iese din băgăuna asta. Ăsta e nebun. Păi cum o să lasă comunice? Dacă începe bombardamentul aici, noi ce facem? Murim ca niște șobolani. M-am săturat. Prefer să mor decât să trăiesc ca un șobolan. Ai o singură șansă. Dacă te ajut eu. Iar eu m-am hotărât acum 5 minute să te ajut. Îmi pare bine că te-am cunoscut. S-ar putea să fie o cursă, dar s-ar putea să nu fie. Oricum e o șansă și alta n-avem. Și el? Sau te-ai hotărât să salvezi altfel pielea? Ascultă, ție-ți vine ușor să vorbești așa. Ești aici de câteva ceasuri și nu mai suporți. Dar noi care stăm de ani de zile aici cu moartea la ușă... De ce n-ați fugit? Ultima dată mi-a dat la Regensburg. Iată dovada. Și el cu ce s-a ales? Cu un picior rupt. Unde era să evadăm? În Germania? Ce șanse aveam? Acum poate avem. Oricum trebuie să încercăm. Gata. Ascultați ce vom face.
Nimic, domnule general. Așteptăm până la ora 5. Dar dacă nu mai dau niciun semn de viață... Eu nu mai sper, cred că au fost prinși. Mesajul a fost clar. Pregătiți altă patrulă. Am înțeles, domnule general. Se schimbă gălțile. Acum e momentul. Pot intra? Intra. Te-am așteptat, doctore. Și-aș fi pus pariu 1000 la 1 că ai să mă cauți noaptea asta și încă înainte de ora 6. Și eu aș fi pus pariu. Tot 1000 la 1. Că în cei 2 ani de când suntem împreună, n-ați reușit să mă cunoașteți. Gura! Spune-mi ce știe românul. Cred că e mai bine să vă spună chiar el. Fiți foarte atent. Acum veți afla tot ce știe. Nu v-a sătui. E riscant. Domnule general, Stoian, transmite Stoian. Mesaj curat, nu transmite sub control. A aflat? Da, cred că este în pericol. Nemții evacuează o uzină, o armă secretă necunoscută. Ceva cu totul special. Cere bombardarea taberii SS imediat. Domnule colonel, transmiteți ordinul artilieriei și aviației. Au recepționat. Acum ați aflat tot. Și nu vă mai reținem. Ca doctor aș vrea să vă mai dau un sfat. Nu vă agitați. Ce ai dat foc? Reper pentru aviație. Ce-i cu rețeaua de la parte? 20.000 de volți trec prin ea. Dincolo de gard, terenul minat? Nu știu. Totuși e singura soluție de aici. Stați pe loc. Acum începe ai noștri. Întreieria. Trag nemții. Bombardează calea ferată. Degeaba. Nu mai pot salva nimic. Thank you.
scapă din eșir câte unul, pe urmele mele. Acoperă-mă. Ai venit la timp, românule. Totdeauna trebuie luptat, cu orice risc și până la capăt.